Bună ziua, doamnelor, bună ziua, domnilor, bine v-am regăsit. Suntem în câmp. Suntem la Șchea, undeva la granița dintre Șchea și Moara. Pe acolo, pe undeva, sunt casele lui Ștefan Mandachi. Deci suntem cumva la Șchea, lan cu lavandă, o bijuterie. Și aici, alături de landul acesta de lavandă, care este cu adevărat o încântare din perspectiva mirosului, vreau să vă prezint o lucrare dumnezeiască. Și vă rog să-mi spuneți la final dacă am sau nu dreptate. Uitați despre ce este vorba. Este vorba despre Biserica Sfânta Ecaterina. Un loc care în fiecare duminică este vizitat de zeci de mașini, de sute de persoane din afara Sucevei. Aici este o oază de dumnezeire. Haideți să vă prezint. Biserica, dragii mei, este cu totul altceva, credeți-mă pe cuvânt. Și păstorii de aici, păstorul de aici, este un om care a muncit foarte mult pentru ridicarea ei și pentru a o da spre bucurie ienuriașilor. În fiecare zi, în fiecare duminică, aici se adună sute de oameni. Este absolut spectaculoasă și este încântător să vii aici să asculți o slujbă. Lângă lanul de lavandă, care este chiar peste drum, în curtea bisericii există și grădina asta. Suntem chiar aici, da? Vă spun cinstit, este o încântare din toate punctele de vedere să vii să stai de vorbă cu oamenii care slujesc aici și să vii pur și simplu să te plimbi prin această grădină. Florile, liniștea și Dumnezeu. Despre asta este vorba aici. Este un moment în care te poți regăsi fără nicio problemă. Oare nu cu mult mai mult pe voi, puțin credincioșilor? Deci,
Nu duceți grijă spunând ce vom mânca, ori ce vom bea, ori cu ce ne vom îmbrăca. Pentru că după toate acestea se străduiesc păgânii. Doar știe Tatăl vostru, cel ceresc, că aveți nevoie de El. Slavă ție, Doamne, slavă ție. Miluiește, Doamne, miluiește. Biserica Sfânta Ecaterina, dragilor, vă rog să nu ocoliți dacă veniți la Suceava. Este încântătoare. Este încântător locul. Sunt extraordinari oamenii de aici și chiar merită să vedeți așa o bijuterie. Deci din Suceava, susținem.